spuneam ca să omagiezi astăzi doi oameni care sunt foarte dragi și care au zilele de naștere unul după celălalt. De niciodată nu știu care este ordinea lor. Am zis că prefer astăzi să-i invit pe amândoi aici și în felul să se scurce amândoi, să-și preia felicitările care li se cuvin. E vorba de Gabriela Șerban și e vorba de Gheorghe Jurma, care chiar mâine, păi mâine, își aniversează zilele lor de naștere. Eu le sunt profund recunoscător pentru tot ceea ce au făcut pentru mine și nici mai știu acum să mai fac ce să mai spun, pentru că sunt multe lucruri și interesante. Ceea ce pe mine m-a interesat întotdeauna a fost acest subiect din Banatul. Eu am pornit acest proiect și la televiziunea din Timișoara pe ideea că regățenii nu știu, oamenii din România nu prea știu cu ce se mănâncă acest banat. E bine, am încercat în filme documentare pe care le-am făcut să vorbesc despre banat, bănuiesc că am și reușit. Mi-a rămas enorm de multă documentare, suplimentare și așa am simțit nevoia să public aceste cărți, sigur întovărășite de aceste de filme, ceea ce este un eveniment editorial în sine, pentru că ele sunt cu adevărat sau mult mai demne de luat în seamă. E vorba de invitația de a cunoaște Banatul și Ține-te de Banat, e vorba de un studiu de caz, dacă s-ar putea spune astfel, Lugojul, care s-a iubit datorită încăpățânării domnului David, pentru că mi-a zis, scrie-mi-l acum, pentru că e important și vedem noi cum facem și cu volumul următor, care era în curs de a se scrie de la Ține-te de Banat, a apărut Lugojul, a mai amânat puțin tel, fiindcă știți dumneavoastră cum este cu rigorile financiare, a mai amânat volumul următor, așa, anul trecut, care a fost pentru mine un an în care am primit și o cifră rotundă, a fost un an puțin cam ciudat, în sensul că am scris, dar chiar am scris, am lucrat efectiv la acest volum despre Lugoj, am scris volumul 2 despre de la Ședințele de Banat, am realizat împreună cu Titu Suce o carte care cred eu că și ea este o carte eveniment în care sunt implicați mai mulți oameni care se află chiar aici în sală, unii dintre ei, în care vorbim altfel despre Timișoara și se numește Timișoara, prețul singurătății, în care veți găsi niște mărturii foarte interesante unor intelectuali care vorbesc despre Revoluție și despre așteptările post-revoluționare despre Timișoara, capitală culturală europeană și așteptările vis-a-vis de ea. Și am realizat un film care mie mi-a picat foarte bine sufletește, un film dedicat aniversării a 65 de ani de existența filialei din Timișoara Academiei Române, care mi-a dovedit nu altceva decât faptul că după 7 ani de când mi-am lăsat jos urnetele, totuși mai sunt capabil să mai ciocănesc din ele. Eu nu vreau să vă mai zic foarte multe lucruri, dar să zic că aceste lucruri nu se puteau face fără două entități cu totul și totul speciale din viața mea. Și anume este vorba de mama mea, care mi-a dat această putere de a scormoni, de a iubi și de a merge mai departe în acest crez al meu, și familia mea, care este reprezentată aici parțial și care ei sunt profund recunoscători, mă rabdă și îmi creează condițiile în care pot să mă strâng și să mă adun între ale mele. Vă mulțumesc la toți, vă iubesc din toată inima și vă doresc din toată inima un an bun, frumos și fericit. Mulțumesc. Să-l felicită pe Titus, fiindcă și el a fost sărbătorit, doamna directoare și, evident, domnul Gheorghe Jurma. La mulți ani! Între... Și ziua mea! Nu se poate. Data viitoare, la întâlnirea viitoare, la mulți ani, vinerea viitoare, vom avea o întâlnire mai puțin obișnuită. Vom vorbi despre ce înseamnă istoria literaturii. Vine aici fiica lui Radu Gir,